În acest episod am dat 1v1 cu Darusel 2012 la construit în Minecraft și am făcut concurs de casă de noob versus casă de pro. I-am pregătit și o surpriză mai neplăcută lui Darusel și nu vă mai zic prea multe, vă las să vedeți. Apropo, follow pe Instagram, primul link în descriere de la Eneba pentru cele mai ieftine jocuri și like-uri multe dacă vă place acest tip de conținut. Vizionare plăcută. Astăzi jucăm Minecraft din nou alături de Darusel, pentru că Darusel m-a adus aici, dar Darusel, spune-le o la oameni și mie că nici eu nu știu de ce m-ai adus aici, adică văd un perete, cred că vrei să construim din nou. De ce m-ai adus Darusel aici, că eu chiar nu înțeleg. Deci fii antenă, prima oară mătura așa frumos, mătură. Păi ai măturat tu deja, hai, zim, ce e cu casa asta? Ce? Concurs de construit, dar Darusel? Cum adică mă se construiesc pe tine? Casă de noob versus pro. Aaa, casă de noob versus pro, vrei să facem, Darusel? Nu mai vrei să te mai trolezi sau să mă trolezi? Am înțeles. Gata cu trollul, Darusel. Deci fii atent. Rafa, am un sign aici și sign le pun la noob și pro. Deci prima oară avem aici. Așa, ce noob și pro în dreapta. Și de data asta o să fie în dreapta, nu? Că până acum am fost în stânga, nu-i așa? Nu. Cum nu? Bă, păi cum adică? Bă, Darusel, nu se poate așa ceva pe bune, adică nu. Nu, fii atent, am eu o idee, Darusel, cum facem. Fiți atent. În prima rundă facem amândoi o casă de noob și în a doua rundă facem amândoi o casă de pro. Ce zici de părerea asta, Darusel, de treaba asta? Facem așa, Darusel. Bine, hai, Darusel, deci mă duc eu în stânga, scoți ăsta. Prima oară scriem aici, adică avem casă de noob, după avem casă de pro și facem tot așa, Darusel, baftă acolo, du-te la tine, gata, nu mai scrie, Darusel. Nu mai scrie și du-te și apucă-te de făcut treaba acolo, că na. Deci, oameni buni, vedeți, facem case, trebuie să facem o casă cu Darusel, nu știu ce casă, deci prima oară facem o casă de noob. Bă, mă gândeam dacă ar fi să fac o casă de noob, oare cum ar face un noob casă și eu mă gândesc așa. Bă, Darusel, du-te de aici. Când am zis de noob, ai venit tu repede aici lângă mine, Darusel, nu e așa? Dar vreau să dau un cadou, Ce cadou mai vrei, mă, să-mi dai? Ia, ce? Darusel, de câte ori mai dai mătura? Hai, pleacă acolo. Hai că am nevoie în casă. Da. Am nevoie în casă, am înțeles. Da, gata, Darusel. Sclav, n-ai ce să faci. Bă, Darusel, gata, mi-am luat itemele cu ce o să construiesc și o să fac o casă chiar de noob, pentru că cam așa arată o casă de noob cu materialele pe care le-am luat, dar nu vreau să ți le zic încă. Darusel, trebuie să-mi zici tu prima oară, pentru că lumea nu vede ce construiești tu și trebuie să vadă și lumea ce construiești tu, Darusel. Treaba mea este perfectă, este cea mai bună casă, bă. Da, îmi dau seama. Casa asta este casa ta din viața reală, bă, să mor eu. Bă, păi stai, mă, tu de unde știi casa mea din viața reală? Și nu spune iar că ai camere la mine și că nu știu ce. Bă, eu am camere, uite. O văd pe mama ta cum gătește paste. Chiar este foarte adevărat ce spui aici. Nu, bă, nu-l credeți, bă, dar observ că vorbește numai tâmpenii. Dar, Darusel, eu pot să zic că chiar mă descurc, fac aici o casă care chiar este de nubi, pentru că nubii așa își fac o casă. Asta chiar este o casă de nub, nu știu, să-mi scrieți voi în comentarii. Tu să faci casă de noob, pentru că tu ești un noob. Păi, Darusel, ce amuzant ești tu, Darusel. Păi, Darusel, cum să nu știu să fac o casă de noob? Adică ce e așa de greu? Adică e ceva ce ar putea fi ceva foarte, foarte, foarte ușor. Adică nu știu ce ar putea să fie atât de greu, Darusel. Păi, nu, noobii fac casă de aia pătrată, din lemne. Am înțeles ce casă faci tu, Darusel. Bine că ne-ai spus acum ce casă faci tu. Deci tu faci o casă pătrată din lemne, Darusel. Am înțeles. Bravo, mă, Darusel, ești lemnar, cum s-ar spune. Ai fost în pădure să culegi lemne? Nu, bă, dacă casa de astea făceam eu când eram mic și eram nab ca tine, ca acum. Și acum ești mic, cum ar veni, și ești nab și acum, cum ar veni, nu? Nu, înainte aveam 8 ani, acum. Bă, Darusel, dar mă gândesc, ce și-ar face un nab lângă casa lui? Nu și-ar face și el o piscină? Ia, mă gândesc, sau ceva, un râu, un ceva. Eu asta zic că ți-ai face tu, adică să ne spui și nouă, Darusel, ce ți-ai face tu, pentru că eu asta o să fac aici. Eu mi-aș face cea mai... O casă pentru cine ce-aș face, bă? Pentru că eu fac o casă pentru cel mai nab 8 de pe lumea asta, de pe Minecraft. Ce, mă, faci casă pentru mine? Cum adică faci casă pentru mine? Fii atent, știi cum mi-ai dat seama cine e cel mai nou pe Minecraft? Cine face cea mai urâtă casă la casa de pro? Pentru că acolo chiar îți dai seama, Darusel. Și eu zic că acolo așa e, Darusel, pentru că tu ești foarte nab. Uite, facem cărare aici, eu fac și drum aici. Bă, nu te uita, n-ai voie să te uita. Darusel, te văd, nu te uita că e aici. Deci fii atent, eu trebuie să fac aici niște chestii de astea, dar deja am... Bă, pleacă! Ce faci, mă, de ce te-ai cu TNT-uri, Darusel? Bă, ai o boală cu TNT-urile alea tu. Vreau să te sperii. Hai că mă sperii dacă e, Darusel, dai TNT pe Bedrock. Ce s-ar putea întâmpla, Darusel? Pleacă de acolo, că dacă nu mă uiți la casa ta, iau că mă uit acum. Dau un ochi. Bă, Darusel, lasă-mă în pace, du-te, construiești acolo. Ce ai? Ai terminat de construi? Gata, vrei să nu mai construiesc eu? Sau de ce ești așa de fericit? Bă, Darusel, eu zic că e gata, asta e o casă chiar de noob. Adică eu chiar sunt curios ce părere o să ai tu, pentru că părerea ta contează cel mai mult, fiindcă ești cel mai mare noob. Și te aștept aici, Darusel. Fii atent, aici plecăm. Ia uite frumos, avem aici. Uite, cam și mătura de la tine, Darusel, adică nu e nicio problemă, nu. Ce cu iarba, mă, ce cu iarba aia de fraier? Ce iarba, mă? Bă, Darusel, păi n-ai iarbă la casă, dacă ești nu spui iarbă pe lângă casă. Nu,
Ia stai să mă uit așa. Bă, hai bă, Darusele, să-mi vezi casa, că bă, că ești prea nerăbdător, Darusele, și vino repede, nu mai da. Bă, ce faci mă, tu dai pe la flori, pe la alea, ia fii atent, ia uite, Darusele, aici. Casa de nu, Darusele, e casa pentru tine, ți se potrivește casa asta, e treinia? Bă, ce casă de flyer ai? Hai, că, ce casă de flyer? Bă, ce faci mă cu TNT-ul ăla, Darusele, mână? Poți să-mi spui și mie ce faci cu TNT-ul ăla, mână? Ce TNT mă uit, eu dau cu mătura. Ia și tu pânzele astea de pe aia, de pe aici, Darusele, dai cu mătura. Bă, Darusele, sunt toate glumele la o parte, zim, dacă tu chiar ai, dar vino să vezi și interiorul, că încă nu l-ai văzut, Darusele, ce dai cu mătura asta în continuu? Ia fii atent, ia uite, Darusele, îți place, mă? Ia ce, bă, ce, doamne, casa chiar că din, bă, chiar păi și asta... nu ar avea angles. Uite, mă, nubul n-are așa ceva, nubul are așa ceva. A, da, mă, dar Darusele, că își făcea nubul repede așa, bine, mă, dar, a, păi tu așa să faci, Darusele, așa să faci, nu? Asta e casa ta. Bă, Darusele, ai locuit ce? În casa asta pentru o zi? Nu, băi, eu să mor, uci mic, eu o să mă sufoc. Dacă ar fi să plătești casa asta, să n-ai unde să stai și să trebuiască să stai în casa asta, dar cu un preț, cât ai dat pe ea? I-aș da... uite, atât ai dat. Bă, zi bă, bani, bă, alo, în bani, 1 leu, 2 lei, 3 lei, 100 de lei, 500 de lei. Un ban ai dat pe casa asta? Bine, bă, Darusele, dă-mi banul ăsta, dă-mi-l înapoi și locuiește tu în ea. Și, da, Darusele, în fiecare secundă trebuie să-mi dai câte un ban, Darusele, deja, fiecare secundă trebuie să-mi dai câte un ban și... Bă, ce mai, nu mai, vino să vezi aici, ia uite, ai văzut cascada, mă, ia uite, aici îți faci baie... Asta e baia, practic. Bă, nu mai în jos, bă, că dai de bedrock, dar serios, te spargi și capul acolo. Bă, spăta fericite și dar serios, îți place, mă? Ia zi sincer, îți place? Ai locuit mai aici pe bune, ia zi. Mamă, dar serios, lasă bă TNT-ul ăla că te joci prea mult cu el. Hai acum și la casa ta. Dar serios, a venit momentul să mi arăți cum se prezintă casa ta, dar serios, dacă ai nevoie de măturător, adică dacă ai măturat-o din nou. Da, bine, mă. Hai, mă, dar serios, în 3, 2, 1, vreau să-ți văd casa. Dar serios, mi-e și frică să mă uit la casa ta, că e o casă de noob și nu știu la ce să mă aștept. Fii atent că merg așa. Zi mie pe unde să merg. Merg pe aici și dau start la TNT, nu? No, dau start. No, bă, ce am văzut? Ce mă asta, Darusele, tu mi-ai făcut skin-ul pe bune? Da, e casa de nab. Darusele, eu am zis casa de nab, nu să-mi faci skin-ul. Ce asta? Tu nu vezi că nici nu e drept skin-ul. Uite-te cu la față. Bă, ce mi-ai făcut bă la față? Ia, în spate cum e, Darusele? Bă, ce ai făcut, mă? Bă, ce n-ai făcut mă aici? Ce are atâta mai spatele ăsta, mă? Bă, ce mai aici jos, Darusele? Ce mi-ai pus jos? Ce acolo? Darusele? E un cățel, un cățel. Un cățel? Și ăsta verde ce? E miroase urât sau ce? Darusele, ia pune-te puțin pe el. Doi răhăței. Nu! Bă, prost ești, bă, ți-ai dat foc la casă. Bine, mă, dar acum poți să zic că e casă de nabi, așa. Spartă chiar ei poți să zic că e casă de nabi. Bă, dar ce, mă, tu te-ai făcut interior, mă? Da, uite. Ia prinde-mă și mie interiorul. Ce, mă, ce-am pe picioare, varicelă? Ce-am pe picioare? Bă, Darusele, dacă mă uit la skin-ul meu, e mai gri acolo, nu-i așa? Darusele, dar nu știu ce ai pus tu. Da, ia fii atent, Darusele, ia să intrăm în casă. Ce, mă, ăsta aici, bă, Darusele, că nici n-am cum loc. Cum intri eu în casă, Darusele? Spune-mi, cum intri eu în casă, așa, nu? Ce ăsta? Apăs? Nu, mă! Atinge când ești din casă pentru noroc, pe aia că ești acum din casă, hai să ating. Ating? Bine, mă, hai, mă, ce pus mai aici, ce pui pe ăștia pe aici? Bă, ce sunt atâtea furnale pe aici, că nici n-ajunge aici? Cum ajungi tu sus de tot? Spune și mie, cum ajungi tu sus de tot, Darusele? Cu ce mi-ai făcut, mă, skin-ul mi-ai făcut cu hack? Ai zis să nu mai folosim hack ca să folosești tot tu? Ce aici? Ai temele lui Rafael Gând, Nabeu, nu atingeți. Ok, astea sunt temele mele și astea tot ale mele. Oh, bă, Darusele, eu nu credeam că un nab... Bă, Darusele, eu am să faci casă de nab, nu casă de pro. Că ai și eu, uite câte chestii ai în astea. O casă foarte nașpa, adică casa asta nu se încadrează la casă de nob. În niciun caz, Darusele, dacă era skin-ul tău... Bă, așa stă regele nubilor, adică tu. Și mi-ai făcut aici, mă, zici că e înghețat asta. Uite de cum ai pus ăsta aici la aici. Ia vino tu puțin. Tu vezi, tu te uiți la ochi cum i-ai făcut și aici. Bă, Darusele, trebuie să mai pui o parte aici. Ce e asta? Aici așa trebuie să mai pui o parte aici. Ce e așa de greu, Darusele? Bă, ce faci, mă, bă, Darusele, asta e casa ta. Tu stai, îl sabotezi singura casă. Hai, mă, hai să trebuie să apăs pe ăsta pentru noroc, mă, Darusele, că am uitat. Atinge, ambele. Ca 1, 2, 3. Gata? Atât? Acum ies. Nu, stai, și noroc? Stai, nu. Pe unde mi-e? Unde mi-e norocul, bă, Darusele? Stai, mă, stai. Darusele, hai că te așteptai. Ce, mă, bă? Păi hai să trecem la urmă. A făcut o greșeală, gata. Păi ce, gata, nu mai repar nimic la casa asta. Ce greșeală ai făcut ea? Nici nu mi-e... Artificii, mă, ce artificii ai făcut, mă? Vineau din mână artificii care ziceau subscribe, dă-le așa. Da, cum, mă? Ia, unde? Stai să le văd. Păi, dar stai să fac noapte, Ia, artificii, ia, mă. Unde sunt artificiile, că nu le văd? Dă-i drumul la artificii. Nu, amândoi odată. Și după fugim, ok? Amândoi odată. Hai. La 3, la 3. Ce, mă, dar astea trebuie să apăsă manete? Da, bă, pregătiști ușa la 3, la 3. Am dat. Bă, ai pus bine în tihur, bă. Bă, dar să... Artificii! Ei, artificii! Uite, bă!
Bă, de ce mi-a rămas doar capul, Darusele, și jumătate de răhățel? Bă, Darusele, dar întrebarea mea e, tu de ce îți distrugi construcția? Adică știi că tu ai pierdut în momentul ăsta, Darusele, nu? Nu, bă, uite, eu încă m-am construcția. Nu, că Darusele, da, Darusele, nu știu pe ce planetă ești tu, dar în fine, hai să trecem la următoarea. Hai să trecem la următoarea rundă, Darusele, facem casa aia de pro, Darusele, că cu tine niciodată. Bă, stai, am crezut că mi-ai distrus și aia mea. În sfârșit, Darusele, ai venit și tu și vreau să te întreb ce casă te-ai gândit tu să faci așa o casă de pro, Darusele, cum te-ai gândit? O casă modernă, medievală, ce casă te-ai gândit să o faci? Cum să o faci, Darusele? Ia zi, spune-ne și nouă. Bă, fratele, o să o faci din trei ingrediente. Cum trei ingrediente, mă? Quartz. Așa. Ăstea și acum fi antenă. Oh, bun. Cred că o să fac și eu niște idei de la Darusele. Mă, și... Ce? Nimeni. Ce bă, arată. Ce asta o să fac? Mă, tu ce vrei, mă, să atragi fulgerele cu ăla sau ce? Bine, pa, Darusele, nu știu, cred că și eu o să fac ceva cu quartz, habar n-am, fii atent. Mamă, fii atent, Darusele, știi ce vreau eu să fac eu acum? Chiar sunt... Vreau să fac o chestie pe care o făceam eu când eram eu mic și tu nici nu cred că erai în viață, Darusele, când mă jucam eu Minecraft și eram foarte mic, Darusele. Și făceam eu o casă mereu super șmecheră, dar nu mai știu exact cum era, dar încerc să fac în totalitate așa cum cred eu că era, dar nu mai știu 100%, dar o să vă zic că chiar era tare. Dacă o să fie așa. Ce vrei, mă, Darusele? Minecraft s-a lansat în 2010. Ce, mă? Păi tu te-ai născut în 2012, Darusele, da. Darusele 2012. Păi, bă, și înainte nu era o versiune casă, era în care te băteai cu Steve, cu doia. Păi da, și construiai. Aveai numai cobblestone, că m-am jucat și eu și urât acolo. Hai că de unde ai jucat, mă, și tu, Darusele? Bă, Darusele, m-am apucat de treabă, nu știu, de tine, 1, 2, 3, 4, 5, te-ai apucat, ia spune-le la băieți, ce faci tu acolo, cum vrei să faci tu casa? Păi, bă, rotundă, dreaptă, cum o faci? Fac numai din trei ingrediente, ți-am zis. Așa, mi-ai zis ingredientele și cum o faci? Rotundă, dreaptă, cum o faci, Darusele? Spune-ne și nouă. O fac în formă de romb, o fac. În formă de romb? Cum adică în formă de romb? Glumesc. Ia spune-le și tu la oameni și spune și mie, cum arată la tine o casă în formă de romb? Chiar sunt curios cum arată la tine o casă în formă de romb. Adică ce înseamnă formă de romb? Cum ce e formă de romb? Mă, Darusele, chiar nu mai știu cum mai făceam, că eram mic și nu mai știu exact cum mai făceam, dar încerc să fac ceva aici, sincer. Mamă, dar ce să fie asta, să fac așa un ăsta așa mare. Cred că ar trebui să fac o chestie de asta așa, dar nu știu cât de bine ar da aici, sincer, dar nu știu ce să zic. Darusele, tu sper că construiești acolo, nu mai faci iar prostii, cum ai făcut runda trecută, faci o casă. Pe bune că aici am venit să facem case, Darusele, nu să facem porcării de alea cum ai făcut tu mai devreme. Deci porcărie, viața ta. Canalul tău nici o porcărie. Da, vrei să apar tu pe el, că e o porcărie și trebuie să mai fie o porcărie pe el, nu? Bă, spune-le și tu la oameni. Bă, nu, Darusele, facem un concurs și trebuie să le spui la oameni ce construiești, cum faci casa, dacă o faci într-un fel, într-un fel, cum faci. Eu m-am întâlnit cu ăsta care face cele mai bune build-uri. Așa. Și cum îl cheamă? Îl cheamă Rafael Găb, cumva, Rafael Grămă pe joc. Nu, bă, dacă voi credeți că eu sunt fraier, eu vă iubesc, bă, dar voi mă faceți fraier, păi nu te-am făcut, bă, nu te-am făcut noi, tu te-ai făcut singur. Și... Ce? Eu nu sunt fraier, gata, m-am zis. Bine, gata, Darusele, nu ești fraier, cum zici tu, dar Darusele, nu știu, Darusele, că nu prea te văd bine în concursul ăsta, sincer. Chiar nu te văd bine în concursul ăsta, asta e părerea mea. Poate la NAB am făcut ceva. Am înțeles, deci înseamnă că acum o să construiești ceva super tare, să înțeleg, nu? Da, de pro player, de gagicar, de... Mamă, ce-am făcut aici, că asta numai casă de pro nu e. Mamă, Darusele, nu știu ce am făcut aici, dar Darusele, asta numai casă de pro nu e, sincer, asta numai casă de pro nu e, asta e să fac o mică schiță pe aici. Parcă pe mine nu mă vedeai bine. Bă, ai dreptate acum, Darusele, n-am ce să mai zic, ești mai bun decât mine, hai că ești mai bun, niciodată, Darusele. Da. Ai recunoscut că ești un slab. Cine a recunoscut? Ce a recunoscut, Darusele, că nu te aud. Ai pierdut semnalul, nu știu ce zici tu acolo. Nu, deci tu în sfârșit ai recunoscut că ești un slab. Sunt mândru de tine, fiule, gata. Ce fi? Acum... Bă, alo, cum adică, fiule? Ce crezi că vorbești aici? Cu cine crezi că vorbești aici, Darusele? Eu sunt tatăl tău. Ah, da, Darusele, tu ești născut în anul 2012 și tu, da, am înțeles, Darusele, ești foarte mare logică în tine. Bă, fii antenă, bă, eu sunt al doilea tată a tău, bă. Bă, Darusele, nu știu, dar ai terminat și tu ce mai ai mult de făcut acolo? Eu, sincer, m-am apucat de altă casă, nu vreau să mai fac chestia aia acolo, pentru că mi se pare cam nașpa, sincer. Eu acum fac pe exterior să arate frumos, cu gagicuțe, cu de alea. Ce gagicuțe, bă, alo, păi fac casă, nu ce gagicuțe. Păi faci casă, dar Darusele, nu gagicuțe. Gagicuțele lasă-le la urmă să vină, dar Darusele, dacă e casă frumos. Ce mă, Darusele, dacă e casă frumos, să faci gagicuțe. Dacă nu mai gata, Darusele, nu se mai poate. Păi e frumos.
acasă, bă, o iau pe mama ta în casa asta. Lasă că nu mai zic, nu mai zic că după te super, dar să le și încep să plângi. Zi, mă, zi. Dar să le ce ai făcut, mă, după episodul trecut? Te-ai băgat sub plapumă că începuse să plouă pe afară, tuna, fulgera? Te-ai băgat sub plapumă și acum te recunoști pe videoclip. Bine, mă, dar să le bravo că recunoști măcar. Bă, la toată lumea din comentarii e frică și se cacă pe ei de frică. O să înnebunești când vezi casa asta, o să zici: "Bă, Rafaele, cum ai făcut cazul ăsta? Dar vreau și o să fac, dacă nu-mi zici o să plâng." Așa o să faci tu, dar să le că te știu pe tine. Bă, o să râd de casa ta, că casa ta este făcută ca un cucățel. Da, dar să le sigur o să râzi tu, dar să le facem pariu că nu o să râzi și o să zici: "Vreau și eu casa de asta." Așa o să faci, dar să le facem pariu? Păi de ce? Ți-e frică, nu? A, adică da, pariu. A, cum vrei pariu, nu mai faci niciun pariu, bă, gata, asta termină pariu. Facem pe 1000 de euro, gata. Pe 1000 de euro? Dar să le mâine, ai tu 1000 de euro? Păi, bă, eu câștig la orice. Și într-un final, am terminat casa. După cum puteți vedea, cam așa arată. Dar, stați puțin, asta am lăsat-o aici, că n-a. Dar, da, ziceți oare, bă, dar ce o fie cu casa asta? De ce ar trebui să fie casa asta de pro? Adică, gen, chestia așa. Bine, am stat foarte mult la aia. Să fiu sincer cu voi, chiar am stat foarte mult și chiar sunt curios ce reacție să aibă Darusel. Dacă intrăm înăuntru să vedeți, mama, aici arată genial chestia asta, așa. Am făcut eu așa designul ăsta. Dacă intrăm înăuntru, bă, dar ce cu casa asta, o să ziceți, ce cu casa asta? Dar, Darusel, încă nu poți să vezi tu, dar uitați, băi, și am pregătit Darusel aici. Uitați și am, nu, încă nu vrei să vezi Darusel, deci am pregătit aia și pe aici e un secret aici. Iar aici, nu nimeni. Oh, mamă, stai că trebuie să-mi pun pe mut acum când am zis de secret, Darusel, nu. Mamă, ce fraier ești, foarte fraier. Oricum, o să fie un secret, o să vezi mai multe chestii și eu și ți-am pregătit un joc, Darusel, și am înțeles că tu ai terminat, așa mi-ai zis, și hai acolo la alea, deci prima oară o să mergem la tine. Dar o să le vină aici, bai. Am tras puțin cu ochiul din greșeală. Vino aici, dar o să le vină. Bă, nesincitule. Ce faci, măi, tot cu mătura aia prin mână ești? Da, mă, bă, măturam casa, că am făcut-o și n-am. Am înțeles, deci fii atent, prima oară mergem la tine, pentru că la mine să mergi ultima oară, dar să le cu să rămâi mască. Nu, te rog, fără TNT-uri, da? Fără TNT-uri, hai să vedem, 3, 2, 1, dar să le, ce e asta? Dar să le, asta e casă. Da, uite, frumos. Ce e asta? Nu, hai să văd, ce ți se pare ție că e de pro aici, că ți-ai pus o comilă și niște znifere? Da. Bă, vezi că Camila chiar e de pro. Mamă, Castru. Uite, bă, că îl conduc pe Castru. Bă, dar Rusele... Gata, las pe Castru, gata, mamă. Dar Rusele, ce ți-ai făcut mai aici? Uite câte znifere. Ce sunt astea, dar Rusele? Mamă, ce ți-ai făcut? Ai și niște oi pe acolo prin spate. Și aici ce? Poți să intru prin astea? Nu poți să intru. Ce sunt astea? Nu. Ce mai ești terminat? Bă, dar Sreci, uite-te puțin la mine. Poți să-mi spui și mie ce e cu casa asta? Adică, de ce crezi tu, fă-mi o poveste, de ce crezi tu că e o casă specială care este de pro? Aici avem bambu, blocuri noi. Așa, da, vorbește mai încet, dar Sel. Deci, avem bambu care le iei din... Așa, nu mă interesează, așa, nu mă interesează, zi mai repede, hai. Deci, fii antenă, avem... Oh, rog, gata, dar Sel, nu mai zi fii antenă, hai să intrăm înăuntru, că deja ne omor, mamă. Ce mă ăsta, dar Sel? Ce? Uite, din Nether, frumos. Și cum a ajuns tu în portalul ăsta, mă rog, dar Rusele, sare așa în sus, ce faci? Pe nu te înțeleg, dar Rusele. Rusele, te-ai dus în Nether. Mamă, dar Rusele, ce e, bă, aici? Mamă, ce ai, bă, aici, bă, dar Rusele, ai foarte multe chestii, bă, dar Rusele. Am înțeles, dar Rusele, de ce crezi că e de prostă? Bă, dar Rusele, și crezi tu că construcția asta ta, casa asta ta, care din exterior este foarte groaznică, o să fie mai bună decât casa mea? Da. Și știi ceva? Nu. Bă, dar Rusele, eu pentru casa ta o să-ți dau nota 7, pentru că exteriorul nu prea îmi place, dar în interior e șmeche, dar să-i scoate-ți ăla de pe cap, că vreau să te văd pe tine, dar să nu vreau să mă mutantul ăla, așa. Mamă, ce, mai, cred că mai bine o lăsai, hai, hai, ia uite și la mine, dar să-l 3, 2, 1, ia uite, dar Rusele, nu asta, dar aici, uite-o pe asta, dar Rusele, cât de șmechere, uite, cât de mare ești, cât de tare, îți place, mă? Bă, păi da, mamă, ce... Bă, câtă lumină, mă! Așa e labirint, trebuie să nu le atingă. Da, e labirint, dar ia uite tronul aici, Darusel. Ia uite, Darusel, ce e aici? Ia. Tronul regelui Darusel, ia meu, yeeeey! Bă, tronul regelui lui Darusel, Darusel, adică eu sunt tronul meu, adică și pune-te să-mi pup picioarele, Darusel, pune-te în fața tronului, pune-te în fața regelui, bă, du-te mă în fața regelui. Uite, tronul regelui Darusel 2012. Bă, ce ai făcut? Darusel, ți-am pregătit acum un mic joc. Cum ți se pare până acum casa, până să vezi jocul? Păi, uite, ăsta e jocul, să nu ating ăsta. Nu, bă, te-am întrebat cum ți se pare casa, nu de joc. A, casa e urât, uite câte lumini ai, bă, pentru ce ai nevoie de atâtea lumini? Păi, Darusel, este o casă de pro, este o casă secretă, s-ar spune, e o casă secretă. Și ascunde un secret, Darusel.
Bine, mă, dar să vrei să vezi o casă de proiect? Ok, hai să vedem ce casă de proiect zici tu. Ești pregătit pentru jocul pe care ți l-am pregătit? Da, hai la joc, hai la joc. Suntem la joc, aici e jocul. Dar să le trebuie să cauți ceva ascuns, trebuie să cauți un loc ascuns pentru că nu e asta casa, dar adică e casa. Dar aici ai văzut doar tronul, dar o să fie ceva secret, dar uite, aici. Nu, bă, nu, bă, distrugi casa, ce faci? Pune blocurile la loc, dar să. Nu, secret, bă. Dar să nu știu, fii atent, hai ca să-ți dau un indiciu, uite-te la mine. E ceva care e așa, apare, nu știu, ciudat prin casa asta, adică nu e, adică vezi aici pereți toate astea așa la fel. Dacă te uiți în partea asta, uite-te cum e aici și e ceva ciudat care e ieșit așa din comun, dar sele, nu știu. E ceva ieșit din comun așa, uite, nu știu. Lumina asta, uite. Dar fel, promesc câte lumini sunt pe aici, e ceva ieșit din comun, dar sele de aici. Păi da, mă, e o lumină diferită, mă, stai să arăt acum. E ceva ce ieșit din comun, dar sele. Da, mă, fii antene, deci vezi toată lumina, uite, ar pus una de asta, nu undeva. Nu, n-am pus niciuna de asta, e un secret, dar sele. Bă, dar sele, tu încă nu ai găsit secretul? Nu, nu, nu-ți dai seama unde e? Secretul ce? Ce asta, mă, uite, e o cană, ăsta dă foc la o cană, aici. Ce faci, dar să le aici? Ce găsi aici? Ce asta, bă, ce asta? Suntem în backrooms? Dar să le vrei să te bag în backrooms? Nu. Dar să le ce? Ce asta, mă? E un covor, dar să le, e un covor. Nu, mie nu-mi plac covoarele albe, ia că le sparg eu. Ce fac? Ce fac? Alt covor, dar să le ia, ce cu covorul ăsta aici? Covoarele albe. Opa, fii atent, nu. Fii atent, Darusele, deși atent, Darusele, trebuie într-un loc, fii atent, Darusele, nu mai are legătură cu tablourile, nu mai are legătură cu tabloul ăsta de aici, Darusele, are legătură cu ceva, gen trebuie să cauți ceva, să citești ceva, Darusele, Darusele, trebuie să citești ceva, atât îți zic, ai niște cărți pe aici, ai niște mai multe chestii, ia, mama, vezi că sunt foarte multe chestii pe aici, Darusele, foarte multe cărți și ai de citit, Darusele, până una alta trebuie să le arăt la oameni, că mi se pare că nu le-am arătat lucrurile astea pe aici, așa. Și fii atent, Darusele, ce aici, ce sunt cu cărțile astea aici puse, ia uite-te. Îți dau un indiciu așa. Ce scrie aici? Dacă citești asta, te așteaptă un secret în camera aceasta, descoperă-l. Ok. Deci, Darusel, care crezi că ce crezi tu că ar fi un secret așa prin camera asta înainte să zic eu, Darusele? Poate e sub asta, ia, nu e nimic. Bă, ce ai făcut, mă, Darusele? Tu ai luat, ai furat tortul de aici, Darusele. Ce mi-ai mâncat tortul, Darusele? Lasă tortul acolo, că foame. Se foame, Darusele, pe lasă că fii atent că nu o să mai fie foame pentru că o să fie ceva foarte rău, să ți se întâmple ceva foarte bine, adică. Pentru mine o să fie foarte bine. Ușit. Bă, dar nu se pe aici și da. Ai, bă, de ce te-ai uitat, bă, de ce te-ai uitat, dar se. Ai găsit. Bă, de ce ai spart asta? Ia citește. Dar se și citește asta, vreau să știi. Nu vreau să spun că trebuie să stai în jos și să sapi. Papa, ok, ia! Papa! Bă! Rafaele. Bă! Bă, de ce nu, dar să scuze, dar să nu. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.